Recent, George Burce a spus niște cuvinte care nu au rămas fără ecou. Acesta a declarat: consider că violența domestică afectează sute de mii de femei din România, dar totuși un procent mare din acest număr sunt ok cu faptul că bărbații le bat. Eu am scris această carte, am făcut campanii, fac film și m-am implicat în proiecte împotriva violenței pentru a ajuta femeile, nu pentru a ajuta nenorociții care bat nevestele acasă. Totuși, se pare că multora le place bătaia. Și nu ca instigare, dar fraților, dacă lor le place mai mult un bărbat care le bate decât unul care le ajută în casă, dați-le ce merită, bro. Că merg pe sistemul comunist prost tâmpit înseamnă că merită, a spus George Burcea. Băi fetelor, băi femeilor, eu lupt cu voi, eu sunt pentru voi. Eu sunt pentru înțelegere și dragoste și nu știu, înțelegerea cuplului și voi mă jigniți că eu gătesc? Păi fetelor, sincer vă spun și închid cu lucrul ăsta, vă doresc să aveți bărbați care în momentul când vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dătea bunicii mele bunicul, a mai spus George Burcea. În consecința acestor lucruri, editura Hiperliteratura a decis retragerea de pe piața cărții Scrisoare către Ceaușescu, scrisă de George Burcea. Directorul editurii l-a criticat dur pe actor după ce acesta a publicat pe pagina sa de Facebook îndemnul la violența împotriva femeilor. M-am crucit, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically correctness exagerat. Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model, citez și sunt uluit, și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e că le place bătaia? Nici nu mă pot copărâ la nivelul la care să comentez așa ceva pur și simplu, spune Andrei Ruse. Legat de cele spuse, George Burcea a revenit. Actorul a recunoscut că s-a lăsat controlat de furie, spunând ulterior că este rușine de atitudinea pe care a avut-o. Am avut o reacție de care mi-este foarte rușine, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie, cu care nu rezonez și care nu fac cinste deloc nici mie, nici unei femei, a mai spus George Burcea. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!